revedere mult așteptată avem astăzi. Vedem întâlnire cu Andreea Bănică, o artistă care ne-a obișnuit ca piesele sale să ajungă în vârful topurilor muzicale de la noi din țară. Ascultăm chiar acum un scurt fragment din cea mai recentă piesă semnată de ea și revenim cu Andreea Bănică aici, în direct. Egoistă sunt eu. Dar nu despre această piesă vom vorbi cu Andreea, pentru că în ultimul timp a fost foarte ocupată și nu s-a concentrat numai pe muzică. Drept dovadă că artiștii se pot reinventa. Andreea a fost foarte activă pe pagina de YouTube. În ultimul său vlog ne arată cum își realizează machiajul, dar pe lângă asta le arată fanilor și cum gătește sau ce alte activități are împreună cu familia sa. O lăsăm însă pe ea să ne povestească mai multe, pentru că Andreea este alături de noi. Andreea, bine te-am găsit! Ce faci? Am regăsit și mă bucur tare mult să vă aud și astăzi. Știți că eu în ultima perioadă tot transmit și tot, fac tot felul de lucruri de acasă. Dacă pe scenă nu mai pot să urc, să fac ceva și să fiu alături de cei care mă urmăresc, de urmăritorii mei. Mă bucur tare mult, draga mea, că ai adus aminte că da, și noi artiștii ne putem reinventa. Ce să facem? Suntem acasă, eu sunt ba la cratiță, ba filmez tot felul de vloguri. Am văzut, să știi că am urmărit cu mare interes vlogurile tale și sunt, în primul rând vreau să te întreb, dressing-ul este singurul loc în care ești liniștită și poți vorbi în liniște cu noi? Nu doar dressing-ul, ci și baia, doar că nu puteam să vă bag în baie. Foarte frumos dressing-ul tău, ți-l admir. Da, mi-am făcut acest dressing ulterior, după o perioadă, de când au venit copiii în viața noastră. Nu mai am loc pe nicăieri și a trebuit să transform camera de oaspeți în dressing. Și așa că repede l-am inventat. Ai încropit cumva. Da, am încropit, am încercat să fac din camera de oaspeți dressing. Am eliminat toată mobila și am încercat ceva, însă, sinceră să fiu, la anul avem gânduri să ne mutăm tot aici în cartier, dar într-o altă casă și să o facem așa pe placul nostru, în interior, practic, să o aranjăm, pentru că acum suntem patru, pentru nevoile actuale, doi. Andreea. Absolut, absolut, ce să facem? Ai adus vorba că, într-adevăr, și noi artiștii ne-am reinventat, unii dintre noi. Într-adevăr, eu încerc să fiu cât mai aproape de publicul meu drag, de fanii care mă urmăresc, de comunitatea mea, că până la urmă am o comunitate pe YouTube. Am făcut vloguri și fac vloguri despre ce gătesc, cum gătesc, despre meniul meu zilnic, pentru că mă întreabă toate fetele ce mănânc eu într-o zi, de arăt așa. Nu sunt perfectă, însă, așa cum am zis, am filmat mai devreme, să zic, micul dejun, după care am filmat cum îmi pregătesc ceaiul. Ceaiul pe care eu îl beau de, să zic, de aproape un an de zile, un ceai care mă ajută foarte mult în dieta mea și într-un regim de viață sănătos, un ceai care mă ajută la eliminarea excesului de apă, a toxinelor din organism, la reglarea funcțiilor ficatului și a bilei, la reglarea digestiei și îmi dă un boost de energie. Deci asta mă ajută foarte mult bând acest ceai, dar despre asta puteți să intrați și pe pagina mea de Instagram, pe I am Andreea Bănică. Acolo găsiți mai multe lucruri despre ceea ce fac eu, despre ceaiul pe care îl beau. Nu o să vă zic aici foarte multe lucruri. Andreea, vreau să te întreb... Da, spune-mi. Hai să ating un punct. Faptul că toți oamenii avem nevoie de acel dulce, știi? Câteodată simțim nevoia să mâncăm dulce, da? Ei bine, cu acest ceai mă ajut foarte mult să-mi regleze oarecum pofta asta de dulce, pentru că, credeți-mă, stând în casă, gătim foarte mult, copiii îmi cer dulciuri, cu toții suntem tentați, așa este. Andreea, fii atentă, vreau să te întreb așa, că ai pomenit de energie. Vreau să știu de unde ai energia să faci toate aceste lucruri și vreau să știu cine te ajută cu vlogurile tale. Pentru că poate mulți vrem să facem vloguri, dar avem nevoie de ajutor. Oh, Doamne! Deci nu știu cum să fac, înțelegi? Găsesc pe cineva în casă, o găsesc pe Sofia care să mă ajute să filmez.
Mi-am mai luat niște tot felul de accesorii care să mă ajute să mă pot filma și singură și în momentul acesta, să știi că am improvizat, am pus pe o scăriță aici camera, mi-am pus o lumină. Adică cu toții cred că improvizăm astfel de lucruri și încercăm să facem să fie bine, să putem să fim actuali, să putem să fim prezenți, să fim alături de comunitățile noastre pe care ni le formăm, pentru că, până la urmă, fiind atât de mulți oameni pe o pagină, să zic, pe YouTube, oamenii care te urmăresc, trebuie să fie cât mai aproape de noi ca și artiști, de noi ca și influencer, să zic așa. Și pentru că am ajutor. Și e foarte bine, pentru că ai pomenit de fiica ta. Vreau să te întreb, Andreea, cum este în această perioadă să fii mamă de doi copii? Fetița are 11 ani, da? Este la școală. Cum este această perioadă pentru tine? Și pentru ea, evident. Nu știu dacă să zic e mai ușoară, este mai grea. Într-adevăr, eu nu ies foarte mult din casă și stau cât mai mult în jurul casei. Întâlnirile mele sunt foarte puține, chiar și acelea de business, având în vedere că nu mai am concerte și că nu se mai țin concerte, nu am ce să fac decât să stau în jurul casei și mă concentrez foarte mult în creșterea și educația copiilor. Sofia face școală online, face școală de acasă. Pentru ea și pentru noi nu a fost greu, pentru că având această opțiune să poată să facă școală de acasă, am optat să o ținem acasă, tocmai, cum să spun eu, să eliminăm oarecum frica aceasta de a contacta acest virus care ne macină pe toți și care nu ne dă pace nici acum. Sper din toată inima să își revină lucrurile la normal și să se găsească un medicament care să ne ajute pe toți să ne reluăm viața, să intrăm practic în normalitate. Sofia învață bine, facem o ajuns la teme, Andreea? Și... Poftim? O ajuns la teme? Să știi că eu am făcut un pact cu Sofia. I-am spus așa, mama, îți place școala la care ești? Da. Cât de mult? Foarte mult. O iubești? Da, mama, pentru că este nebunită cu școala. Îi place foarte mult la școală, îi place foarte mult să meargă la școală. Dar în momentele astea, asta este, stă la casă și face online. Și am spus așa, uite, am avut un deal cu ea. Dacă ție îți place școala asta, o iubești, atunci trebuie să înveți atât de bine încât să nu trebuiască, mamă, să te mut la altă școală unde nu ți-ar plăcea. Deci este conștiincioasă, asta e foarte important, iar tu ești o norocoasă, să zicem. Sunt norocoasă, într-adevăr, pentru că am un copil înțelegător, un copil bun, un copil destul de inteligent ca să-și dea seama că trebuie să facă școală și asta e educația, este primordială în casa noastră. Să vedem ce se întâmplă de acum înainte cu Noah, care ar fi trebuit să meargă la grădiniță. Nu l-am dat nici pe la grădiniță, este acasă cu noi. Sunt vremuri grele, Andreea, pe care le trăim cu toții, din păcate, dar cu siguranță o să trecem și peste asta. Îți mulțumim din suflet că ai fost astăzi alături de noi și cu siguranță vom mai vorbi. Îți mulțumim! Eu vă rugămintea toți cei care se uită să intre pe YouTube să mă caute acolo și îi aștept să-mi dea subscribe, ok? Mulțumim, Andreea! Mergem chiar acum la Andreea și la Bogdan, este ora 13.